În 1899, la 16 ani distanță de momentul în care era trimis Parlamentului spre aprobare, bugetul uriaș alocat lucrărilor de construcție a fortificațiilor din jurul Bucureștiului, generalul Anton Berindei, responsabil la acea vreme de administrarea întregului inel de fortificații, ce cuprindea 36 de puncte militare strategice, anunță oficial încheierea lucrărilor. Deși banii cheltuiți de statul român reprezentau o avere uriașă, aproape echivalentă cu PIB-ul de atunci al României, doar 4 din cele 36 de forturi și baterii au fost realizate conform standardului impus de constructor. Toate celelalte construcții militare erau deficitare, în special din punctul de vedere al dotării cu arsenal militar. Trec anii, iar iminența izbucnirii primei conflagrații mondiale găsește România total nepregătită pentru a face față unei invazii militare. Deși dispunea de două lucrări ample de fortificație, cetatea Bucureștiului și linia întărită Focșani-Nămoloasa-Galeați, dar și de două alte fortificații aflate încă în construcție, capetele de pod de la Cernavodă și Turtucaia, ambele amplasate pe Dunăre, România se trezește în postura de a nu putea riposta nici măcar cu un singur foc de armă în cazul unui atac armat asupra Bucureștiului. Motivul? Pe de o parte, armamentul depozitat în cele 36 de fortificații din jurul Bucureștiului fusese reamplasat la capetele de pod de la Cernavodă și Turtucaia, lăsând descoperite forturile din jurul capitalei. Iar pe de alta, dezactivarea completă a centurii de fortificații bucureștene, ordonată în același an de grație 1914. Același lucru s-a întâmplat și cu soldații cantonați în măruntaiele buncărelor. Să explorăm acum galeria din partea dreaptă, unde se află aceste încăperi despre care vorbeam, destinate soldaților. Observăm că exista o fereastră destul de mare, doar că suntem pe partea apărată cumva, partea prietenoasă către oraș, unde ar fi existat, într-adevăr, un grilaj foarte mare. Așa arăta o cameră relativ simplă de trecere, avem acolo gurile de apărare de foc către intrare și se continuă cumva repetitiv de încă 5 ani. Spațiile seamănă cumva între ele, mi-închipui că ar fi existat probabil paturi supraetajate pe fiecare latură, poate chiar și în mijloc. Aici avem din nou rămășița unei uși și probabil că a fost și zidit la un moment dat pentru a limita accesul vizitatorilor, cred că în anii 50. Iată-ne din nou în lumină, în cea de-a doua turelă de tun. Venind din partea aceea, sunt acum în spațiul dedicat obuzelor folosite. În aceste spații s-ar fi găsit soldații care încărcau și descărcau practic tunul. Evident, o ocupație periculoasă și laborioasă în cazul în care ar fi fost nevoie. Și există și pasajul prin care s-ar fi adus obuze noi și proiectile noi pentru a fi folosite. Din păcate, nu a fost cazul și Bucureștiul a fost cedat fără luptă. Lăsăm deoparte istoria și ne continuăm cu inima strânsă la gândul că destinul României ar fi fost probabil altul dacă fortul în care ne aflăm ar fi fost lăsat să-și facă treaba pentru care a fost conceput, periplul prin ceea ce cândva se dorea fi unul din punctele de rezistență ale capitalei în cazul unei invazii militare inamice. Rând pe rând, fortul 10 Leurdeni își dezvăluie secretele, ținute mult timp sub cheie. Descoperim o lume fascinantă, în care astăzi domnește întunericul de plin. O lume care cândva a avut o însemnătate aparte și care acum e condamnată la uitare. Continuăm acum vizita cu acest culoar de pe partea dreaptă. Observăm niște spații enorme de ventilație aici. Continuăm pe culoarul drept. Vedem lumină și simțim aer proaspăt și un pic cald din dreapta, unde întâlnim o nouă turelă. Deci observăm că este mult mai multă umezeală, este și mai acoperit și de vegetație și mai ferit de soare. Avem deja ferici pe perete.
aici avem două mici încăperi, în stânga și în dreapta, destinate probabil tot stocării de obuze. Cred că exact lângă turel avem alte două încăperi de depozitare a armamentului. Și venim în pasaj și respectăm o regulă foarte utilă atunci când încercăm să nu ne pierdem undeva. Ținem tot timpul dreapta. Venim din dreapta, facem din nou dreapta. Iată încă una dintre zidirile făcute în anii 50, care a fost străpunsă la un moment dat. Era absolut evident că undeva se continuă pasajul. Și aici accesul la fel de dificil ca și la cealaltă turelă. Zidurile sunt foarte groase, neavând nevoie de acces cu obuze de mari dimensiuni, ci doar cu gloanțe de mari dimensiuni. Pasajul este foarte îngust și avem și aici pe stânga o cameră în care probabil că se depozita armament. Forturile sunt numerotate de la 1 la 18, iar bateriile dintre ele poartă numerele celor două forturi vecine. 1, 2, 2, 3, 3, 4 și tot așa. Noi suntem, de exemplu, învecinați cu 9, 10 și cu 10, 11, cu cele două baterii. După construcția acestor forturi, a fost construită și prima, i-am putea spune, șosea de centură, care practic unea forturile, și o cale ferată care a adus atât materiale de construcții, cât și armament și urma să deservească forturile în caz de război. Acesta este un tip de fort, există alte trei, cu diverse variațiuni de formă, de dimensiuni și de sisteme de protecție. În zonele umede din jurul capitalei există și modele de fort cu șanț de apărare inundat permanent de apă. Observăm totuși cât este de uscat acest fort, chiar dacă există zone în care se simte umezeală. Este destul de curat și de uscat și, de fapt, o mână de oameni inimoși au mai curățat din el și urmează să-l redea publicului cu acces, desigur, cu ocazia diverselor evenimente și chiar diverse jocuri tematice. Din nou, glasul istoriei, ținut captiv vreme de mai bine de 130 de ani între pereții impunători ai fortului lăsat de izbeliște, prinde viață. Ne lăsăm învăluiți de umbrele trecutului, ale acelui trecut în care siluete ale soldaților germani, pregătiți exemplar în 1916 pentru o campanie de cucerire en fanfare a Bucureștiului, intră nestingherite într-o capitală dinspre ale cărei buncăre militare nu se aude nici măcar un singur lătrat de mitralieră. Asta în pofida faptului că fortul în care ne aflăm, ca toate celelalte de altfel, cazemate construite la ordinul lui Carol I, era tixit până la refuz cu astfel de guri de foc. La capătul culoarului cu camere avem o trecere, avem rămășițele unei uși și a unui toc de ușă cu niște balamale destul de solide și rămășițele unui zid din cărămidă, cel mai probabil din anii 50, într-o încercare de a limita accesul vizitatorilor nedoriți. Se găsesc mai multe astfel de treceri prin fort. Ne aflăm în extremitatea dreaptă a fortului, cum venim din fața lui, practic, și mergem către una dintre turele, unde se afla probabil o mitralieră și presupun un mitralier nu foarte înalt. Toate culoarele și majoritatea încăperilor au astfel de guri de erisire, unde putem vedea și cât de gros este zidul. Iată, are în jur de 2 metri de aici până la ieșire, orientate în sus și fiind la înălțime, tocmai ca să nu se poată arunca explozibil către interior. Iată cât de îngust este accesul în această zonă, tocmai pentru că sunt zidurile foarte groase pentru protecție. Este doar o zonă de trecere către acest punct cu mitralieră. Încăm puțin și găsim postul de mitralieră care este acoperit de o cupolă din beton și ea creată în anii 50 pentru ca cineva care se plimbă prin zonă să nu cadă, Doamne ferește, în fort. Nu mai avem foarte multe rămase aici, dar găsim structura din beton și șuruburile de care era fixată mitraliera și mai multe elemente rămase în perete. Avem și un mic pasaj care ocolește prin stânga și ajunge aici jos, tocmai pentru asigurarea fluxului de proiectile. Pentru ca întreaga latură de intrare să poată fi protejată, iată că am ajuns aici la un post de mitralieră grea cu cremalieră zidită în perete. Închipuiți-vă că aici există o mitralieră atât de mare și atât de puternică încât avea nevoie să fie fixată și putea fi doar manevrată stânga-dreapta.
Și dacă ne uităm în față și dacă n-ar fi atât de multă vegetație, am vedea întinderea laturii dinspre București, practic intrarea, această mitralieră apărând toată latura aceea de la intrare. Închipuiți-vă că mitraliera, în timp ce funcționa, emana extrem de mult gaz, praf de pușcă ars, și ar fi fost un post destul de dificil de păstrat de către soldați. Avem și aici o mică aerisire, 2 metri grosime de cărămidă care se ține extraordinar de bine. Am coborât sub turela de mitralieră grea și am găsit aici încă un cuib de mitralieră cu cremalieră care era fixată efectiv în zid. Închipuiți-vă cât de grea era și cât de puternic trebuie să fost reculul. Ea acoperea practic toată latura de la intrare, pe toată lungimea acelei intrări pe care am văzut-o inițial, protejând de eventuale invazii ale soldaților care au reușit să ocolească fortul și să vină dinspre acea latură. Venind de la acea mitralieră grea cu balamaua zidită, care ar fi păzit întreaga intrare de potențiale atacuri ale soldaților care ar fi reușit cumva să ocolească fortul și să vină din față, mergem către galeria din partea dreaptă. Aici o chestie foarte interesantă. Această mitralieră, zona cu această mitralieră beneficia de o intrare separată, ceea ce ne spune nouă că de fapt era cumva autonomă, exista posibilitatea să fie apărată independent de restul fortului și să fie aprovizionată independent de restul fortului, pentru că iată avem această intrare micuță din față, probabil că aici am fi avut un stoc de muniție, am fi avut acest pasaj micuț care intră către galeria acelei mitraliere cu turelă. Iar noi revenim în stânga. Iată că zona aceasta a mitralierei cu turele de sus beneficia de o intrare separată și de un spațiu probabil de depozitare separat al muniției, tocmai pentru ca ea să fie autonomă și să poată fi aprovizionată independent de restul fortului dacă era nevoie. Acolo se află turela cu mitralieră de care spuneam, iar acolo jos undeva într-o mică deschidere era cea care avea balamaua zidită. Observăm că ar fi avut spațiu de tragere pe toată lungimea fortului. Revenind la componenta istorică a poveștii forturilor, mai degrabă inutile, construite de jur împrejurul Bucureștiului, să spunem că în 1916 România a intrat în război cu un handicap teribil. Deși avea toate motivele să se simtă în siguranță, cel puțin în ceea ce privește rezistența armată din jurul capitalei, armata română pierdea necondiționat, încă din fașă, războiul. Bucureștiul a fost ocupat fără luptă în iarna lui 1916. Izvoarele istorice menționează faptul că principalele cauze ale înfrângerii armatei române de către forțele germane și austro-ungare au fost ingerințele politice majore în actul conducerii militare, incompetența, impostura și lașitatea unei părți semnificative a eșalonului militar de conducere, dar și lipsa de adecvare a pregătirii și dotării trupelor pentru tipul de război purtat. Nicăieri în istoria scrisă de până acum nu este menționat faptul că au existat cândva forturi de apărare capabile să salveze capitala și implicit nația română de umilința unor înfrângeri care au contat enorm în dezvoltarea ulterioară a României. Întrebările, în schimb, curg râu și sunt amintite pe toate forurile de socializare la un secol distanță. Putea România să evite catastrofa din primul război mondial, din cel de-al doilea și chiar de acum, când ițele istoriei se încurcă din nou? Am fi putut avea oare altă soartă? Ne-am fi aflat sus pe scara evoluției, fără a depinde de capriciul vreunei nații pretins câștigătoare, fluturând deasupra capului dreptului celui care a știut și știe să se apere de tendința expansionistă a altora? Răspunsul probabil îl vom afla atunci când ne va fi permis să știm. Un atunci pe care va trebui să-l apreciem așa cum se cuvine. Dacă vrem să fim România, dacă vrem să fim români, neatârnați, liberi, independenți.